Există și erbicide naturale care vă ajută să scăpați de plantele nedorite, menținând în același timp oamenii și animalele de companie în siguranță și protejând lacurile și pâraiele de contaminarea cu substanțe chimice periculoase. Apa care fierbe, clocotită, este foarte eficientă în îndepărtarea burienilor. Poate fi nevoie de mai multe aplicații, dar acestea vor dispărea în cele din urmă. Mai există oțetul și sarea. Eu le-am încercat pe toate să vedem care sunt mai eficiente în îndepărtarea burienilor din pavaj. Am turnat puțin oțet la rădăcina burienilor. Oțetul se poate amesteca cu detergent de vase pentru a se lipi mai bine de rădăcinile burienilor. Sarea se poate presera direct pe buriene sau se poate folosi o cană de sare la câțiva litri de apă fierbinte, 2-3 litri, se lasă să se răcească, se adaugă puțin săpun de vase și se toarnă într-un pulverizator. Dacă folosiți erbicid cu sare, se pulverizează doar frunzele. Dacă înmoiați sarea în sol, acolo nu va crește nimic mult timp în solul cu sare. Poate peste un an, doi, doriți să plantați un copac sau flori sau gazon. Sarea, pe de altă parte, este și foarte corozivă cu betonul sau cu pavajul. Am încercat și bicarbonatul de sodiu, se zice că ar fi și el erbicid, dar după 5 zile plantele nu au fost deloc afectate. Sarea le-a afectat destul de mult, au apărut arsuri la foarte multe plante, dar nu au dispărut, nu s-au uscat complet. În schimb, cel mai eficient a fost oțetul, toate plantele atinse de oțet s-au ofilit și s-au uscat total. Pe de altă parte, oțetul este mult mai bun deoarece nu rămâne în sol și nu afectează calitatea solului pe viitor.